și geamurile că sunt închise. Oamenii au plecat de la Baia Mare joi și ar fi trebuit să ajungă la Mangalia vineri la ora 11. Nici nu au pornit însă bine că s-a defectat locomotiva. O oră au așteptat ca CFR să o schimbe. Și totul într-un vagon în care temperatura ajunsese la aproape 50 de grade Celsius. Iar lucrurile nu s-au schimbat nici după ce au pornit din nou la drum. Ba chiar s-au agravat. Suntem în vagonul ăsta de clasa 1, vagon de dormit, la temperatură de cel puțin 60 de grade. Din Baia Mare a pornit la 17:50. Abia acum am ieșit din gară, din Jibou. Am stat în gară vreo 40-50 de minute, într-un infern, o căldură. Trenul terorii, ne-am urcat la 17:50 din Baia Mare, pe o căldură toridă, fără aer condiționat, fără climă. Este o nebunie totală, la vagon de dormit clasa 1. Vă dați seama, am suportat foarte greu, oamenii s-au revoltat, au dat telefoane peste tot. În cușetele de dormit, geamurile se deschideau foarte puțin, iar în vagoane erau fixe. Așa că oamenii au fost nevoiți să se descurce cum pot. Nici scuze și nici măcar o sticlă de apă nu au primit de la CFR. Vineri au ajuns la Mangalia, obosiți, nervoși și abia se mai țineau pe picioare. Este inuman ce s-a întâmplat. Dacă am spus, e chiuveta înfundată. Du-te, doamne, că ai chiuvetă în... Un compartiment și te spală. Deci chiuveta de la baie. Condiții inumane. De la București sau de la Constanța s-a oprit aerul condiționat? De pe la București, de la București. A fost cald, cred că, nu știu, 50 de grade. Un om i-a fost foarte rău pentru că nu a avut aer condiționat. O doamnă care era în compartiment cu mine a dormit pe jos și a pus clapul acolo jos. Oamenii se gândesc acum cu groază la drumul de întoarcere, care ar putea fi făcut în aceleași condiții de coșmar.